boală, fără un ochi, fără o mână, sfârșit, putem să zburăm împărăția, iar cu păcate nu. Deci, totdeauna, eu închisoare acolo m-am cărit și acolo am găsit pe Dumnezeu lângă mine. Eu nu mai sunt momentele în care am trecut prin închisoare. Mi-au sfârșit trupul ăsta, dar mi-au zidit biserica cea vie. Stai ce-ți părinte. Maica Sărată care-i. Nu e aici. Să mergem în biserică, părinte. Stați acolo jos, părinte. Așa. Și așa că maică... V-am adus cineva mai carte despre Sfântul Vasile de la Ostrog. Ați citit de el sau știți de el? E un mare făcător de minuni, mare din Serbia, cel mai mare făcător din minuni. Din Serbia? În Muntenegru are moaștere. Da, l-am fi văzut cu schiz. De când sunteți, maică, bolnavă? De 6 ani. Cum v-a părut aceste 6 ani? Ca o zi. E trecătorul totul. Eu am făcut 24 de ani de temniță, îi sucotesc ca parcă am intrat pe ușa și pe alta. Așa e. Așa e trecutul, nu-i nimica. Viitorul, parcă, băi, cât mai este, cât este. E foarte trecător. Deci, mulțumesc măicuții Domnului. Și la cărăii care ne-au băgat în închisoare, ne-au scuipat, ne-au făcut, așa, pentru că ne-au cărit. Și noi, mă rog pentru ei. Pentru că așa a spus Pantea Seniboca, când a trecut pe la noi, unii servieta. Aici, dați-o încoasele de ceva. Așa. A trecut pe la noi, când a scăpat de la canal, părintele, și a trecut pe la noi. Și a spus așa. Unii, nu mai nimeni. Cine, părintele Arsenie Papacior? Nu, Arsenie Boca. Arsenie Boca, Pantea Seniboca. Așa. Și a spus așa. Noi eram 40 de călugări. Sub 30 de ani toți. Hai dați-vă văd în partea asta, maicilor. Vă auzi foarte bine. Așa. Și asta așa, băieți, voi nu îmbătrâniți în mănăstire. Pentru că mănăstirii nu poate mai dea sfinți, veți merge prin temniți. Și temniți se va transforma în catredale. După așa a strigat așa, a ridicat mănăstirea așa. O, poporul meu ales, focul și înroșirea vă așteaptă. Și a plecat. Eu aveam 18 ani. Mai ce spune preotul ăsta, călugărul ăsta, a plecat. Ca după aceea, după 4 ani, ne-a arestat din mănăstire. Uite, ăștia suntem noi. Așa? Dar nu suntem toți. Când au venit, pe aici eram. Aici eram. Așa, la mănăstirea Sihastru. Așa? Și dacă ne-a arestat, ne-a dus. Când m-am pomenit în gherla, în Gherla numai de 3.000 de locuri. Și acolo părintele Ioan Iovan, care știți că a fost alecea cumva, așa, a strigat, Hristos a înviat de Paști. Și toată, eram 12.000, 13.000 eram, unul peste altul. Și când a început a cânta toți Hristos a înviat, mi-am adus aminte de Părintele Arsenie Boca, că mănăstirii nu pot să mai dea sfinți, veți fi duși prin închisori și închisori să vă face sfinți. Și când a început a cânta, mi-am adus aminte părintele Arsenie Boca. Deci, toate acestea a fost o măturare, că Dumnezeu ne-a măturat prin 55-60 pe toți din mănăstiri, pentru că părintele Arsenie Boca spunea, ne-am pus la adăpost prin diferite mănăstiri și figurăm ca niște tâlhari și hoți. Și Dumnezeu ne-a scos afară să ne arestați și să ne bagi. Și a venit dermonul, sărașii Dumnezeu să ierte, așa, i-au șernut ca pe grâu. Ne-a băgat în închisoare, am executat 10 ani de închisoare, grea, dar ne-a liberat și ne-a căutat să ne adunăm. Iar din nou cu Părintele Arsenie Boca, ne-am găsit, am făcut niște călugării clandestini cu Părintele Ioan și ne-a prins iar din nou și ne-a arestat iar din nou. Iar ne-a liberat, iar ne-a liberat până la ce Ceaușescu, domnul și obligator în comuna mea, mi-am făcut o chirioară acolo în comuna mea, am pictat, am pus toți martirii, preoții care au murit unii pe brațele mele în închisoare. Și am pus acolo, la răsărit, pe părinte Preasfințul Nicolae Popovici, care l-a otrăvit, pe părintele Arsenie Boca, pe părintele Ioan de la Vladimirești, care a fost duhovnic, și pe maica Mihaila. Mă rog lor, sunt puterea lor. Sunt, măcar auzește ei, la 90 de ani eu sunt, mă sunt puternic. Și în ajutorul lor. 89. Doamne, măicuța Domnului, așa, să sunt puterea. Și eu am plecat. Am plecat la mănăstirea în cuvinte, la mănăstirea Montioara, auzi, cu niște creștini. După eu nu merg acolo la mănăstire, eu mă duc
se îmbată să fiu de Sfântul Iris, de... nu, hai cu noi. Și ne-am dus acolo, știi, când se întoarce, când se întoarce mă înapoi, așa, domnul... Da, acolo ne-am cunoscut. Domnul Vasilea a venit cu moaștele, ne-am întâlnit. Și m-am întâlnit cu frații mei care am suferit cu ei închisoare. Și m-a luat în părinte, și am fost la Orez, la Turnu, cu niște căduri care nu m-am găsit de 40 de ani cu ei. Cu părintele Ionice, este ucenicul nostru din închisoare, care, măi, vrei să te faci călugăr? Zic, păi, dacă ies afară, l-am învățat la catiste, paraclise, rugăciuni și s-o hotărât când scapă de închisoare să facă călugăr. N-am crezut, m-am dat ca să aud că e la mănăstirea Frăsănei. M-am întâlnit cu el acolo, au fost niște întâlniri dumnezeiești. Deci, maică, Parasiv, sunteți călugărite, nu? Da. Maică, purtați numele Cuvioase Parasivie. Să vă dau o minune de a Cuvioase Parasivie. Eram undeva într-o mină de cărbuni, în închisoare, și... Am lucrat acolo, eram 70 de ținuți și de Cuvioasa Parasivă am pus piciorul în prag. Numai, m-a băgat la carceră. La 10 ziua bate ofițerul că a știut să vadă că nu. Și că eu carbonizat o parte, am zis Cuvioasa, dacă scap din închisoare, la tine viu. Acolo m-am dus la Cuvioasa Parasivă. Deci să fim fericiți că Dumnezeu ne-a dat prilejul de mântuire. Da. Și așa că eu, ce să zic decât, aveam și eu asta, Doamne, decât să ajung la păcate, deci dă-mi o boală, dă-mi o suferință, dă-mi ceva, dă-mi o ghimbe, că vreau. Fac ca Sfântul Apostol Pavel, și că ce și vreau să fac nu pot și ce și nu vreau fac. Așa că, și acolo în gherlă vă spun așa ceva, așa, acolo ne controla, ne rugam de pași, din vieri, și au văzut că ne bucuram așa tare, ne scotea din vieri afară, controle, chestii, ca să nu ne mai bucurăm. Și al doilea an, când a scos afară, a făcut o niște versuri, are o pază de strofări. Ce cum stăteam culcat pe spate, cu ploapre închise pe jumătate, deodată sare clanța. Hei, sus, hei, drept! E noaptea de percheziții, în noaptea asta sfântă, aici ca în toată țara, unde este o pușcărie, la fel când este fiara. În timp ce preotul urși de altar împarte lumina, aici începe răscoleala cu inimă haină. S-a terminat, zbirii răscoleala și-au plecat. În urma lor răsună un glas puternic, Hristos a înviat, suntem din neamul cel ce credem în viere și în veci de veci neamul opere. Eu nu mai sunt bucurii de acelea, acum, fiind liber, de 30 de ani. E o răseală, e o cădiseală, e ceva care mă sufocă. Mă sufocă ce văd, cum nu mai pot să sunt momentele alea care am stătut în temniță. Deci, Maică Parascivă, Dumnezeu să-ți dea răbdare în suferință. Așa, duminică a fost apostolul, ce că unii au darul de a împărți și la urmă încheie, așa, ce că binecuvântați pe cei ce vă urăsc și la urmă încheie, ce că binecuvântați și nu-i urâți. Nu-i brăsămați. Deci este un anchetator care m-a anchetat, are 86 de ani. Vinde, cumpără la Gara din Nord, tecuci, așa, și l-am prins de mână. Mă mai cunosc, că nu te mai cunosc. Zic, eu sunt acela care m-a scuipat în gură, m-a legat cu sârmă și m-a scuipat în gură, că mă împărtășește cu cele 7 taine. Și după aceea mi-o luat și cărțile și că ce vrei să-mi faci? Dacă n-aș fi călugăr și creștin, ți-aș lua gâtul, dar sunt creștin, pentru dumneavoastră am ajuns. Și eu numesc robul lui Dumnezeu, că a fost niște robi al lui Dumnezeu care ne-a încercat credință. O credință neîncercată aia nu-i credință, și demonii se cutremură. Dar când vorba să intre la făină, toți avem o haină neagră, mitri în cap, avem cu tare, spune, dar când intrăm pe acolo, pe ușa aceea, să vedem cum reziști. Dar acela care e închidator, ce face acolo la gare? Poftiți, poftiți, că eu sunt cam surd de. Are magazin, vinde... Da, vinde, are magazin de... Dar nu știu dacă mai are acum, înțelegi? Deci, toate acestea s-au întâmplat că de ce? Părintele Arsenie Boc a spus, așa a avut o descoperire, și a spus că lugării vor suferi foarte mult și mulți se vor lepăda. Nu de ce trupești din împărăția mea. Când au venit în 60 de urmări, s-au văzut. Eu acolo, în comună, așa, la părintele Ioan, când era la Ademerești, eu trimis o părinte Cleopa, 30 de băieți acolo, așa. Și când a venit Dermono, eu călugărit, care de iacon, când a venit sari, părinte Cleopa, sigur, s-a dus în pustie, i-a lăsat și s-a căsătorit numai doi care au mai rezistat, așa. Și restul s-a căsătorit, deci, cum spune acolo Evanghelia, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun, sufletul spune pentru voi, iar care nu este... Păstori, lasă oile să fugi și rupă răpește oile. Părintele Ioan a fost la Ademerești 300 de fecioare. Dacă ați auzit, nu? Acolo, 300 și când l-au arestat, așa, le-o împrășteasă pe mai sensate,
În închisoare s-a rugat pentru el, le-a trimis epistoli, toate le-a tunetunite. Când a venit decretul de așa, împreună a adunat Maica mea cum adună cloșca sub taripi, toate. De ce? Și-a pus sufletul părintele Ioan în închisoare, pentru ele, cât a suferit omușorul ăsta. Nici duhovnicul meu. Și mă, la încheiere vă spun ceva. Părinte, dar pe părintele Ioan Lăcătușu, Ilie Lăcătușu, l-ați cunoscut? L-am cunoscut în închisoare. Și cum era? Cum era? M-ai întrebat cum era? Așa? Eu când m-am dus acolo la mormântul lui, așa am zis, părinte Ilie, hai la stuh. A făcut din... i-a mișcat buzele. A mușcat măsăla. A mișcat moștele, părintele. De trei ori. M-am cutremurat. Deci, dacă ne rugăm la ei, nu greșim, că ne ajută, că sunt români de-a noștri. Înțelegi? Așa. Te roagă. Cineva a fost în necazuri, o maică. Și a spus și l-a rugat pe părinte Arsenie, zică, părinte, zică, eu vă ajut foarte mult și încerc, cine mă cheamă, și vă ajut foarte mult, dar și eu mă duc la Mântuitorul ca să vă rog pentru voi. Deci, eu, maică, ca sunt bolnavă în București, așa. Deci, eu am fost în necazuri mari și eu niște necazuri și am rugat-o pe maica Mihaila, după 10 ani, secretara mănăstirii Vladimirești. Așa, a murit după 9 ani. Și maica a fost, așa, și când a venit la noi la mănăstire, înainte ne-a lăsat, a zis așa, băieți, să nu vă lepădați, hărștii de carne să iați de voi, să nu vă lepădați Hristos. A fost o maică de viață felinșie. Și părinții ani a spus, dacă ne rugăm la ea, nu greșim. Și rugați-o, să vă dea putere, să vă dea că ne ajute, că sunt români de anul ăștia, care s-a ajutat, 80.000 a murit în Balta Mare. Oameni de ori, spuma, crema țării noastre. Am murit acolo, pe brațele. Regret că n-am rămas pe acolo. Am murit în lumea asta 20-30 de ani de libertate. Și văd și aud, mai este o Românie sub picioarele noastre. Mai este o Românie de avorturi. Așa, scălcăm peste ei. Mai rău ca crima. Strigă clerul nostru și strigă să trăzească poporul nostru. Și așa că Dumnezeu m-a rânduit, m-a întâlnit cu domnul Dan, așa la mănăstirea Mătioara, și eu trebuie să plec. M-am întâlnit cu Sfinții, cu Racla. Și am mers și m-a dus la mănăstirile astea. Am ajuns la mănăstirea Laici, acolo, unde am stat de vorbă cu... Le-am vorbit și acolo. Părinți, sunteți preoți, de aceea patru preoți. Nu, vorbiți dumneavoastră. Gata, m-am dus, am vorbit. Așa, și am vorbit despre Sfinții, nu vorbesc despre mine. Despre martirii care s-au versit prin închisoare. Părinte, ziceți minunea cu părintele Ilie, că vă întreba maica de părintele Ilie, spuneți minunea de la sus, că noi știm din cărți, dar spuneți-o... În 1962, era o iarnă grea și nu ne-au mai scos la stuf pe toți, că tăiem stuf pentru germani, iar pe noi călugării preoții, în bătaie de joc, ne-au scos în alt ghiol, unde era stuf în mijlocul bălții, în alt ghiol. Și când am ajuns acolo, cum să intre acolo? Era gheața încrăpată, dacă călcai, crăpai, ducea. Și ne-am opus. Dar părinte Ilie Lăcătuș, vă spun cuvintele lui. Intrăm că morim, trage noi, ca cei 40 de mucenici. Și am intrat până la glezne, până la brâu, până așa, așa, când zvârnei apa așa în sus, cădea gheața, un ger puternic. Și când a dat-o în soare, ieșea abur din noi. N-am răcit, n-am avut nimic. Ei, de acolo ne-a luat, nici n-am mâncat de bucurie, și am mai stat o lună de zile și ne-am prăștiat. Nu l-am mai văzut părintele Ilie. Ne-a dus în alte colonii, noi eram mai tineri, ne-a dus pe la Gherla, pe la Jirlava, pe la Ilon, și vă spun așa ceva de părintele Ioan, la Aiud. Ca să vă spun, acolo am făcut închisoare cu preasfințitul Bartolomeu Anania, cu părintele Ilie Lăcătuș, era și el acolo, de acolo unde despărțit în Balta Mare. Așa și pe părintele Ioan l-a pus în lanțuri, cu biela de picioare se duce la Gherla. Și când l-a dus la ferărie, când a fixat mitul, i-a rupt carne de la pulpă. Și cum mergeam de la închisoare până la gară, este un kilometru. Și pentru ea nu mai putea să meargă, sângerea. Și când i-a dat o cizmă, ofițerul zice că mișcă banditurile, că din bandit nu ne mai scotea. Dușmanii poporului, sunteți dușmanii poporului. Și părintele Ioan, când s-a întors, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus, să se ierte pe tine, fiule, de toate păcatele, inclusiv a muțit ofițerul. Deci, și atunci a iertat părintele Ioan. Trebuie să iertăm. Închisoarea suferinței mi-a dat Dumnezeu darul ăsta de a ierta pe dușmanii, cei care m-au chinuit. Ieri am sărbătorit
pe cei șapte tineri din cei șapte tineri Macabei, parcă, așa. Și când i-a băgat în ulei, îi spune, încă ești târză? Și i-a frit pe toți, la urmă se făia. Și atunci ce spune lui Moise, ce că prin robul meu ne-am încercat poporul meu dacă mai crede în Dumnezeu. Deci s-a numit rob, că a încercat credința. Deci spune, nu pot să spun eu că a fost niște cărăi. A fost niște rob. Armele care au încercat credința și credeți că nu mai vine un demon, mai vine o șernire. Mai vine în cerire, că Dumnezeu cu poporul său românesc nu-l lasă așa. Strigă aia, 80 de mii, numai în Balta Mare a murit. Mi-aduc aminte, eu un preot nu putea să facă normele, era în adic, era un ger puternic, așa, parcă aș vorbi și cu degetele și cu perii capului, așa, că nu putea să... L-am scutit, noi am făcut o groapă acolo ca să stea, că eram pe dic, pământ, așa, și la terminare, că a evadat unul, noi am uitat de el, așa. Nu că a vrut să fugă, nimic tare, ca drept pe deasă noi dormeam în bac, unul peste altul, ca șașii din nisip. Așa, și pe acest preot l-a dragat cu pelea goală numai în chilot, că bucătăria era pe mar, se curăță cartofi. Dimineața când era înghețat, mort. L-a ținut 3 zile, după 3 zile, comandantul era unul corăzitar, Luca aruncat în înghiolul ăla, mă. L-a aruncat într-un înghiol acolo, l-am văzut de vreo 3 zile cum îl mânca peștii. A murit? Tot, da. L-a aruncat, l-a mort. Și spune că acolo părinții era să ne băgă pânteanci, că toți acei care au înfruntat întunericul celor fără de Dumnezeu, tineri, bătrâni, mame, soții, sunt martirii neamul nostru românesc. Să ne rugăm la ei. Hai, multe afurbe că vreți să ajungem și unii ne este drumul nostru. Dumnezeu vă bucură mai. Să vă mai spun ceva. Unii domnul Dan. Așa, mă scol în picioare ca să ne vedem cu toate. Vă spun ceva. Când am scăpat de închisoare, ne-au arestat din nou. Și părinții era așa. Când scăpăm de aici din închisoare, 3 locuri să vizităm. Care? Biserica, bolnavii și cimitirul. Să ne vedem cine suntem. Gonește lumea asta, gonește ca să prindă un mormânt de 2x2 și o cruce la cap. Trăim într-o lume moartă. Într-o lume care nu știe ce vrea. Deci dacă Dumnezeu m-a trecut prin focul acela, îi mulțumesc lui Domnul Dan, că întâmplător, nu întâmplător, Dumnezeu ne-a ieșit cu moaștele Sfinților înainte la Mănăstirea Motioru. Acolo am făcut acatistul tuturor Sfinților martiri de la Iud. După aceea când se plec înapoi la Teacuci, mă întâmplă cu moaștele și mă duce unde? La Brașov acum, haideți când am la conferință. Și mă duce acum și la Brașov. Deci este o întâmplare, vă pup, maică. Cu toate dragostea. Dumnezeu să vorbim cu cerul. Și rugați-vă și pentru mine. Părinte, 200 de metri, 300 de metri mai jos, în grădintare? Da, cum să nu? Cu toate dragostea. Nu am rămas mașina în drum. Deci 200 de metri să coborți. Părintele.